Bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. La un an de la instituirea stării de urgență în România, măsurăm impactul pandemiei asupra sănătății psihice a oamenilor. Este un aspect care nu este aproape deloc luat în considerare de autorități, dar care ne va afecta mult timp de acum înainte. Aflăm ce spun studiile de la invitata mea, dr. Gabriela Bondoc. Este psihoterapeut și medic psihiatru. Bună ziua, Gabriela, bine ai revenit! Mulțumesc de invitație! Ați făcut un raport extrem de important, care poate că ar fi fost bine să fie făcut de către autorități. Cât de mare e dimensiunea efectelor? Ce ați observat? Ce spun studiile? Efectele sunt extrem de mari și cumva oamenii din celelalte țări se așteptau la aceste efecte de la început și a fost pentru prima oară în istoria umanității când efectele psihice au fost măsurate din prima zi. Tocmai pentru că se știa din istorie felul în care astfel de tragedii umane largi afectează psihicul uman și efectele sunt de obicei, așa cum ai spus, pe termen lung. Și știind aceste lucruri, cumva s-au luat măsuri din prima zi, prin măsurători repetate și prin permanente comunicări. Din păcate însă nu același lucru se întâmplă și în România. Ne-am dorit să facem acest raport tocmai pentru că este necesar să creștem conștientizarea populației legat de acele aspecte despre care vorbim foarte puțin și pe care le tratăm și mai puțin. Ce tulburări au luat amploare în această perioadă? În general au fost simptome anxioase și depresive, cele asociate efectelor pandemiei pe plan psihologic. Pentru că pandemia a însemnat o epidemie de îngrijorare colectivă, cu panică, cu o incertitudine care este percepută din punct de vedere psihologic ca fiind extrem de gravă pentru psihicul uman. Apoi au fost acele efecte care ne-au zdruncinat viețile tuturor, pentru că izolarea și restricțiile, carantina, restrângerea libertăților de călătorie, libertății și capacității de a plănui în avans ce se va întâmpla, ne-au afectat pe toți, dar iată că există o măsurătoare a acestui efect și vorbim de un 42% efecte anxioase și depresive la nivelul populațiilor, un procent care este mult crescut față de un procentul de, în general, 10-11%, care era incidența acestor simptome într-un anumit moment din timp în anii trecuți. E interesant să vedem și care sunt persoanele cele mai afectate, categoriile cele mai afectate. Categoriile cele mai afectate au fost și cei a căror rutina a fost cea mai grav afectată. Vorbim de tineri între 18 și 24 de ani care au suferit cea mai mare modificare a stilului lor de viață, pentru că practic au fost interzise toate adunările colective care fac parte din stilul toate de viață obișnuit, da, exact, cu care erau obișnuit. Activitățile în aer liber, concerte, da, ieșit în oraș, așa cum noi îl știm. Și tinerii au avut procente mai mari la toate categoriile, de la anxietate, depresie, consum de alcool, idei suicidare, toate au fost duble față de media cercetată. O altă categorie extrem de serios afectată și aș vrea cumva să o menționez în mod particular este personalul așa numit esențial în această perioadă. Și în primul rând, un accent deosebit ar trebui pus pe personalul medical care a fost în linia întâi. Pentru că acolo ne așteptăm la un sindrom de stres post-traumatic prelungit. Avem deja medici care au sindrome de burnout, au anxietăți, au depresii, pentru că este extrem de mare efortul de a asista, de a munci atât de mult și de a asista la atâta tragedie umană, vorbim de un an întreg, de luptat în front. Atunci ar trebui să fim pregătiți pentru a-i ajuta. Ei au fost trebuit să fie ajutați și până acum. Da, e adevărat. Ce se întâmplă în alte țări? Ce fac să ajute aceste categorii? Este așa o diferență uriașă încât nici nu știu de unde să încep. În primul rând, țările ca Marea Britanie, Statele Unite au institute de cercetare, au colecții de institute de cercetare care s-au adunat împreună pentru a monitoriza permanent și a face cercetări în timp real privind aceste efecte. După care țările s-au mobilizat și e adevărat că mobilizarea a fost anunțată de Organizația Mondială a Sănătății. Și li s-a spus, ok, trebuie să avem grijă ca aceste efecte psihice să le putem trata, să le putem preveni
Și se comunică săptămânal, li se spune oamenilor ce să facă ca să ușureze efectele psihice, cum să aibă grijă de sănătatea lor și să apeleze la tratament când observă că este cazul. Din păcate, nimic din toate astea nu se face în România, nu numai că nu monitorizăm aceste efecte, dar nici n-am avea personalul cu care să le tratăm, fiindcă suntem pe locurile codașe în Europa la numărul de psihiatri la 100.000 de locuitori. Și ce să facem? Dacă nu avem sprijin, ce putem face totuși? În primul rând, au fost niște sfaturi practice care au rămas valabile în toată perioada pandemiei și vorbim de o monitorizare a nivelului de informații, pentru că, de exemplu, pur și simplu stat la televizor sau online, social media și accesarea mai mult de 3 ore de informații legate de COVID au fost corelate pozitiv cu creșterea extrem de mare a simptomelor de anxietate și depresie. Și atunci putem scădea cantitatea de informație pe care o ingerăm. Un alt aspect extrem de benefic a fost activitatea fizică. Cei care au continuat să facă activitate fizică individuală sau așa cum s-a putut au fost feriți de aceste efecte psihice. Contactul permanent cu cei dragi a putut să scadă acel sentiment de singurătate care a fost unul dintre factorii cei mai patologici în toată cercetarea. De asemenea, sigur, apelatul la specialiști, dacă nu există un specialist, măcar la o consiliere telefonică sau ceea ce poate fi accesibil, măcar statul de vorbă, de exemplu, cu persoanele apropiate, poate să ajute și să scadă nivelul resimțit practic de îngrijorare. Să vorbești despre ce simți. Exact. Există mai multe aspecte care trebuie menționate aici. Vorbim de faptul că Organizația Mondială a Sănătății în octombrie a făcut un eveniment la nivel internațional și a atras atenția asupra faptului că aceste efecte psihice vor dura foarte mulți ani de acum încolo și că ar trebui să creștem investițiile în domeniul sănătății psihice și să creștem procentul de fonduri alocate sănătății psihice la nivel mondial, deci nu numai în România, vorbim de 1% din bugetele de sănătate alocate pentru ceva ce are 50% din populație. Practic, prevalența pe durata vieții a tulburărilor psihice a ajuns la 50%. Adică jumătate din oameni, la un moment dat în viață, exact, vor avea o problemă la nivel psihic. Și totuși vrem să venim în întâmpinarea acestei nevoi cu 1% din bugetele de sănătate. Din păcate, discrepanța aceasta a fost cu atât mai mare în perioada pandemiei, în care restricțiile au oprit și au scăzut accesul la foarte multe servicii, de consiliere școlară, de exemplu, sau chiar și accesul la medicamente psihiatrice a scăzut cu un 33%. Și atunci, cumva, țările lumii au fost invitate să ia măsuri. Sigur că principala măsură care s-a luat a fost permiterea telemedicinei și sigur că și noi am făcut același lucru. Asta ne-a permis să fim alături de pacienții noștri. Am făcut psihiatrie și psihoterapie online în toată această perioadă, dar cererea este foarte mare. Și să nu uităm și de efectele bolii în sine, efectele COVID-ului asupra psihicului, nu? Da. Acest efect este nu neapărat surprinzător, fiindcă sigur nu este primul SARS cu care ne confruntăm. Și aceste virusuri respiratorii au fost frecvent asociate cu tulburări psihice. În general, orice boală gravă determină tulburări psihice, dar comparativ cu alte virusuri respiratorii sau cu alte tulburări medicale care determină spitalizare, COVID-ul pare să aibă un tropism cerebral. Practic, determină mult mai multe efecte psihice decât era așteptat și efecte neurologice. Și ne așteptăm la, practic, o persoană din 5 din cele infectate cu COVID să arate sau să manifeste, să primească un diagnostic psihiatric după sau imediat după sau o perioadă lungă după ce a fost infectat cu COVID. În general, simptomele sunt tulburări de memorie și tulburări de concentrare, fiecare cu un procent de 33%. Persoanele care aveau deja deficite de memorie, persoanele în vârstă care începuseră deja să aibă un anumit grad de atrofie cerebrală,
după infecția cu COVID au dublat sau au triplat deficitele de memorie, arătând cumva că virusul are o țintă precisă în neuron, îl distruge nu numai direct, dar și prin sindromul inflamator pe care îl creează și prin tratamentele pe care noi le folosim împotriva COVID-ului și vorbim de corticosteroizi. De asta e important, totuși, dacă trecem prin boală, să apelăm și la ajutorul unui psiholog, chiar și preventiv, nu? Da. De asemenea, e nevoie măcar să știm. Să știm că ne putem aștepta la astfel de efecte, că trebuie să fim conștienți cumva că această pandemie nu are cum să nu lase urme asupra sufletului nostru și să apelăm la orice ajutor care este disponibil pentru a putea scădea acest impact. Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care le-ai adus și pentru toată munca pe care ați depus-o. Mulțumesc! Mai departe vorbim despre postul Paștelui, ce produse să evităm, dar și ce combinații să facem astfel încât să avem toți nutrienții necesari organismului. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat! Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre postul Paștelui, cel mai lung și cel mai aspru post din an. O treime dintre români postesc conform studiilor, însă de multe ori alimentația nu este deloc una sănătoasă. Cum să ținem post corect, ne spune invitata mea, Laura Gavrilaș, este nutriționist dietetician. Bună ziua, mulțumim pentru prezență! Bună ziua, Izabela, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu la voi în emisiune. Laura, ce ai observat? Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii în perioada postului? Perioada postului este o mare provocare, chiar și pentru persoanele care obișnuiesc să postească de foarte mulți ani și în fiecare an persoanele care postesc pot învăța lucruri noi. Cele mai frecvente greșeli pe care le observ din discuțiile cu pacienții mei sunt legate de utilizarea uleiului în foarte multe preparate și de utilizarea preparatelor din comerț, semi-preparatelor din comerț. Cred că acestea ar fi cele mai frecvente greșeli, utilizarea în exces a surselor de ulei vegetale, pe motiv că dacă este vegetal putem să folosim oricât, și chiar și a zahărului adăugat în diverse preparate dulci de post și cu această mențiune de post, parcă suntem așa într-o aură permisivă a comportamentului alimentar. Și cred că și consumul de pâine, foarte multă pâine, nu? Și produse de patiserie, covrigi. Așa este. Consumul de pâine este la cote maxime în perioada asta de către persoanele care țin post, pentru că e o variantă foarte convenabilă. Mănânc o pâine cu ceva. Și de ce nu o pâine cu un pateu de post, combinație total nefericită când vine vorba de alegerile sănătoase. Și da, foietajele din comerț sunt iarăși foarte utilizate. Putem să observăm un comportament nesănătos al consumatorului și în perioada aceasta, cu toate că și din regnul vegetal putem să avem alegeri mult mai fericite. Știu că ai analizat etichetele. Dă-ne exemple ce conține un pateu din comerț, de post, versus unul pe care îl putem face acasă, nu? De exemplu, din ciuperci? Da, putem să facem variante diverse, din ciuperci, din linte, din măsline. Sunt variante de creme tartinabile pe care le putem face fără niciun fel de problemă cu ajutorul unui mixer deloc sofisticat și care poate să fie cu o cantitate mult mai mică de grăsime, chiar dacă este de origine vegetală, tot grăsime este și excesul neîngrașă și are efecte nefaste asupra sănătății. Și în produsele din comerț este adăugată o cantitate destul de însemnată de zahăr, de sare și evident diverse aditivi alimentari pentru a obține preparate care să aibă viață lungă pe rafturile supermarketurilor.
toate acestea noi le putem evita acasă, limitând cantitatea de grăsime, de zahăr și de sare pe care o adăugăm în preparate. Cum să ne asigurăm că avem în fiecare zi tot ce are nevoie organismul în alimentație? Da, așa cum am spus, regnul vegetal ne vine și cu foarte multe beneficii și cu foarte multe oportunități de a mânca sănătos. Avem surse de proteine de origine vegetală foarte valoroase, precum lintea, fasolea, mazărea, năutul. Sunt alimente care, pe lângă surse de proteine, ele sunt și surse alimentare de fibre, compuși cu proprietăți benefice pentru sănătate, și ele ar trebui în perioada postului să se regăsească zilnic în farfuria noastră. Iarăși putem să consumăm vegetale, frunze, legume de toate felurile, brocoli, conopidă, sparanghel, roșii, ardei, castraveți, practic toate legumele pe care le găsim în momentul acesta în piață și în supermarketuri, putem să le folosim cu încredere, apelând la tehnici culinare sănătoase. E un alt punct pe care doresc să-l ating, pentru că, într-adevăr, putem să folosim conopida, dar dacă o facem pane, folosind uleiul, suntem din nou, discutăm de un aport caloric foarte crescut. Și atunci să utilizăm la fiecare masă o sursă de legume generoasă și proteine de origine vegetală. Ce combinații să facem, apropo de proteine, astfel încât să avem toți aminoacizii în alimentație? Aminoacizii esențiali. Da, proteinele de origine vegetală sunt proteine incomplete, de aceea, pentru că furnizează o cantitate limitată, dar diferită de aminoacizi. Și putem compensa acest deficit de aminoacizi creat de proteinele incomplete prin combinarea acestora. Practic, vă dau un exemplu, majoritatea cerealelor au un conținut scăzut de lizină, însă au un conținut ridicat de metionină și ciseină. Fasolea, în schimb, sau soia, conține o cantitate ridicată de lizină, dar una scăzută de metionină și ciseină. Asta ce înseamnă, traducând în alimente și în farfuria noastră? Pâine integrală combinată cu o fasole bătută la aceeași masă aduce un profil complet al aminoacizilor. Deci, recomandarea mea este să combinați sursele integrale de cereale cu leguminoasele, linte, fasole, mazăre, năut. În acest fel, obținem acest profil al aminoacizilor complet și ne asigurăm și calitatea proteinelor pe perioada postului. Ar mai fi și alte combinații de genul acesta pe care să le avem în vedere? La aceeași masă, tot pentru a aduce un aport crescut de vitamine și minerale, putem să combinăm acest tip de alimente cu legume gătite prin tehnici culinare blânde. Sau utilizarea surselor alimentare precum semințele de cânepă sau semințele de chia, care au un profil al aminoacizilor apropiat de proteinele de origine animală. Cât de importantă este latura spirituală? Pentru că vorbim totuși de post, nu? Nu neapărat, nu doar despre o alimentație sănătoasă. Recomandările pe care tocmai le-am spus sunt foarte importante pentru persoanele care țin post din considerente spirituale. Pentru acele persoane care țin post doar pentru că vor să se abțină de la anumite alimente, le recomand să spună că țin o alimentație bazată pe plante pe un timp limitat. Pentru că la bază postul este despre spiritualitate, este despre simplitate și lucrul acesta ar trebui să fie și la noi în farfurie. Din păcate, fugim în această perioadă să căutăm alimente de origine vegetală care au gustul celor de origine animală. Da, să ne aduc aminte de pateu, exact. De crenvurști, de... Exact. Și chiar mi-amintesc la slujba de duminică, părintele a spus că în felul acesta ne mințim
Da, pentru că biserica transmite de fiecare dată când are ocazia această idee despre simplitate și despre întoarcerea la ceea ce e, întoarcerea la origini și din punct de vedere alimentar. Deci aș merge spre recomandarea tuturor care țin post De a urma o alimentație simplă în perioada asta, să simțim gustul alimentului de bază și de ce nu să ne întoarcem și la a găti alimentele, să ne apropiem de alimente și prin lucrul acesta, prin faptul că le gătim noi. Dacă tot stăm mai mult acasă, pentru că lucrăm de acasă și contextul epidemiologic este cel în care suntem, îi invit pe toți cei care poate nu s-au apropiat de mult timp de bucătărie sau de aragaz să se bucure și de lucrul acesta, care poate să unească și familia la masă, în bucătărie și să gătească alimentele și să se bucure de ele cu gustul natural pe care l-au. Da, și e și o formă de prezență, de introspecție până la urmă, dacă ești acolo prezent 100% când gătești. Altfel te bucuri de alimente atunci când le faci cu mâna ta și când vezi ce lucruri gustoase pot să iasă în bucătăria proprie. Poate am fost obișnuit în ultimul timp să comandăm mai mult, să înainte de pandemie să mâncăm la restaurante, dar poate nu ar fi un lucru rău să ne aducem aminte de rețete, poate vechi sau tradiționale, și să le gătim în perioada aceasta. Dacă tot este despre spiritualitate și simplitate, cred că e un lucru bun pe care putem să-l facem în perioada asta. Așa este. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru toate informațiile. Cu mare drag, o zi frumoasă! Noi încheiem aici emisiunea de astăzi, dar ne revedem și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Sunt Izabela Pănescu, să aveți o seară minunată!